Soare Dalisnic și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Peste 100 de copii de la Liceul Orizont s-au simțit rău și s-au adresat la medic, anunță specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică. 5 elevi sunt internați în spital, iar starea lor este de gravitate medie. O fetiță de 12 ani din Căușeni a ajuns la spital după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni în timp ce mergea la școală. Procurorul general va fi ales după un concurs care va avea loc în două etape. Guvernul a votat astăzi modificări la legea procuraturii. Peste 100 de copii și profesori de la Liceul Orizont s-au simțit rău și s-au adresat la medic, anunță Centrul de Sănătate Publică. Administrația școlii neagă însă și susține că numărul lor este de 20. Astăzi, la spital, am găsit internați 5 elevi, iar medicii spun că starea lor este de gravitate medie. După ce au prelevat probe, specialiștii urmează să stabilească dacă e vorba de o intoxicație alimentară sau de un virus. Copiii au început să se simtă rău acum două zile, iar dimineață 4 au fost internați în spital, iar astăzi încă unul. Aceștia au între 10 și 12 ani. Toți au prezentat semne clinice tipice pentru boală de elec acută, deci cu rău general, cu febră, cu vomit, cu scaune lichide, dureri în abdomen. Starea generală la moment și la momentul spitalizării a fost de gravitate medie. Responsabilii au fost alertați chiar de administrația instituției Orizont din sectorul Ciocana. Medicul din școală spune că în jur de 20 de copii, dar și un angajat, au spus că se simt rău și s-au adresat după ajutor. În primul ce ne-a bătut clopotele, că într-o clasă au fost mai multe cazuri și noi singuri am chemat medicină preventivă. Poate sunt și în oraș așa cazuri, ori alimentație, ori enteroviroză. Directorul liceului presupune că este vorba de un virus și nu de o intoxicație. Doctorul a spus și a spus că școlă este virus. Поэтому мы думаем, это от вируса. În care se pregătește la noi. Nu pot să explic ce s-a întâmplat. Noi condițiile sunt normale. Astăzi administrația a anunțat că în blocul alimentar s-au făcut acțiuni de dezinfecție pentru a preveni răspândirea unei eventuale infecții. Cei de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și angajații de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au demarat o anchetă. Într-un comunicat emis de aceștia se arată că la moment sunt depistate 128 de cazuri suspecte cu semne clinice de boală diareică acută. Persoanele bolnave sunt izolate și primesc tratament medicamentos în condiții de staționar sau ambulatoriu. Boală diareică acută poate fi sub diferite forme, deci începând cu toxinfecție, gastroenterocolite, enterocolite, în dependență de care porțiunea a tractul intestinal este afectat. Totodată, procurorii s-au autosesizat pe baza presupusei intoxicații alimentare sau virale și au pornit un proces penal. În zilele de 11 și 12 septembrie, un număr de peste 100 de copii și profesori s-au adresat la serviciul medical al liceului. Se arată în comunicatul procuraturii. Rezultatul analizelor care urmează să arate care este sursa îmbolnăvirii vor fi gata în 5 zile. Un panou instalat din banii publici a devenit decor pentru campania socialistului Ion Ceban, care candidează la funcția de primar de Chișinău. Acesta a venit cu noi promisiuni electorale în fața inscripției I Love Chișinău, instalată noaptea trecută și pentru care s-au cheltuit aproape 90.000 de lei din bugetul orașului. Consilierii municipali de la PL și partidul nostru l-au acuzat că face abuz de resurse administrative în campania electorală. Inscripția a fost instalată în cursul nopții, iar dimineața primii locuitori deja și-au făcut poză acolo. Proiectul ar fi costat 88.000 de lei. Ideea a fost prezentată acum 3 luni la o ședință a primăriei și a fost realizată din bani municipali. De dimineață, în fața monumentului, și-a făcut apariția Ion Ceban, care și-a adus acolo afișele electorale și boxele. Lucrurile care trebuiau făcute ieri nu se fac cu ani. Eu sper ca să devină un punct de atracție, ca și multe altele pentru Chișinău. Și eu personal o să fac o fotografie dumneavoastră cum vreți. Banii pentru monument au fost luați din economiile direcției locativ-comunale, ne-a spus șeful acestei subdiviziuni. Consilierii municipali din PL și partidul nostru îl acuză pe Ceban că face abuz de resurse administrative în campania sa electorală. Inadmisibil, chiar criminal, să cheltui, să faci o cheltuială electorală pentru promovarea lui Ion Ceban din banii chișinăuienilor. Lucrul ăsta trebuie să sesizeze cineva Comisia Electorală Centrală. Înregistrați acțiunea de astăzi, să știți că ulterior îmi veți putea aminti
oricând, în orice minută și orice secundă de aceste angajamente. Șeful Direcției Locativ Comunale spune că nu va comenta felul în care Ion Ceban a ales să-și facă agitație electorală. Până acum, în cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Chișinău s-a mai înscris și reprezentantul Mișcării Speranța Nadejda, Andrei Donică. Un bărbat a ajuns cu arsuri la spital, iar o femeie s-a intoxicat cu fum în urma unui incendiu izbucnit la un hotel din capitală. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale speciale pentru a potoli flăcările. Revenim cu detalii în jurnal. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni din fața unei școli din Căușeni. Ea a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 55 de ani, care va fi pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor. Era în jurul orei 8 dimineața când fetița mergea la școală și a fost lovită pe trecerea de pietoni. După ce a primit îngrijiri medicale la spital, ea a fost externată. Aproape să ajung la sfârșit de zebră, am apălit o mașină și am pierdut aerul, apoi cunoștința. Era cam departe și n-am crezut că pot să mă pălească. Am alergat ca să nu să fie mai altfel, dar s-a primit să mă pălească. Mama fetiței era la serviciu când a fost anunțată de profesori despre cele întâmplate. Când m-a informat, am fost șocată tare. Cine v-a sunat și ce v-a spus? O învățătoare de geografie, da? Ce v-a spus la telefon? Că fata e pălită și nu știm și cu dăsa cât de grav. Am fost la ambulanță și ne-a spus că vânătăiei sunt, dar pălitura nu e chiar tare. Acest băiat care învață în aceeași școală a văzut cum s-a întâmplat totul. Uite aici, Alina fugea de acolo, acolo s-a oprit rutier. Alina a încercat să fugă. Și uite, aici s-a oprit mașina, a încercat să frâneze și n-a putut și a lovit-o și a aruncat-o și a puțin cam acolo. Dar mașina din care parte vine? Dincolo. Oamenii legii spun că fetița a început să alerge brusc pe trecerea de pietoni, iar șoferul nu a observat-o și a lovit-o. În baza leziunilor suferite de minoră, șoferul urmează să fie sancționat. Tot pe o trecere de pietoni, doar că din capitală, o fetiță de 4 ani a fost lovită aseară de un autoturism în timp ce traversa strada împreună cu mama sa. Micuța a fost transportată la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenko. Pe cazul dat, poliția a pornit un dosar penal. ProTV Chișinău a depus în nenumărate rânduri demersuri la Parlament și Guvern, prin care cere înăsprirea pedepselor pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor pe trecere. În solicitare s-a cerut ca cei prinși că au încălcat să rămână fără permis de conducere pentru cel puțin 90 de zile, să fie amendați și să primească puncte de penalizare, așa cum este în legislația europeană. Candidații la funcția de procuror general vor trebui să treacă printr-un concurs care va avea două etape. După interviul de la Ministerul Justiției, aceștia vor fi luați la întrebări și de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, iar candidatul ales va fi înaintat președintelui. Guvernul a votat astăzi modificări la legea procuraturii, iar ca să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Parlament. Din comisia de la Ministerul Justiției vor face parte 7 membri, a spus Olesea Stamate, iar printre aceștia va fi și un reprezentant al Parlamentului. Această comisie creată de Ministerul Justiției, care va avea în componența sa Ministrul Justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcție de procuror sau judecător, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anticorupție, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. La fel, un expert național recunoscut va fi desemnat în comisie de președintele Parlamentului Republicii Moldova. Totodată, în activitatea sa, comisia este asistată de un psiholog, iar membrii comisiei toți trebuie să se bucure de o deputație ireproșabilă și să aibă cel puțin 10 ani de vechime în domeniul de specialitate. Dacă modificările la legea procuraturii vor intra în vigoare, atunci cei 7 candidați care și-au depus dosarele la concursul organizat de CSP vor trebui să o facă din nou. Ulterior, ei vor fi chemați la audieri la Ministerul Justiției.
iar apoi candidații aleși vor fi luați la întrebări și de membrii CSP. Vor avea ocazia să-și depună dosarele pentru un concurs autentic, care va fi jurizat, dacă vreți, de oameni potriviți, cu experiență, cu reputație ireproșabilă, unul dintre ei din afara țării. Modificările la legea procuraturii au fost propuse acum 2 săptămâni de ministrul justiției, Olesea Stamate. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Parlament. Votul ar putea avea loc săptămâna viitoare, a anunțat prim-ministrul. Franța va delega pentru Moldova o misiune de experți care să ajute autoritățile să implementeze reforme în domeniile justiției și sănătății. Echipa ar urma să ajungă la Chișinău în această toamnă. Declarația a fost făcută de secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței, care se află într-o vizită oficială în Moldova. Des missions d'expertise qui vont venir ici en Moldavie appuyer le gouvernement dans son effort de réforme. Cine exact, când și pentru cât timp nu se știe, deoarece imediat după conferința de presă susținută de cei doi omologi, jurnaliștii nu au putut pune întrebări. Nicu Popescu a dat de înțeles că ar fi pus la punct cu Monșalen mai multe idei de proiecte comune. Am discutat proiecte comune în infrastructură, domeniul fiscal, recunoașterea permiselor de conducere ai Republicii Moldova pentru a fi preschimbate în Franța și a diplomelor de studii. Amélie de Montchalin este pentru prima dată în Moldova, iar întrevederea de astăzi cu ministrul Nicu Popescu a fost convenită de cei doi încă din luna iunie, când s-au văzut la Paris, în perioada preluării guvernării de alianța PSRM acum. Atunci, secretarul de stat francez a fost primul cu care Popescu s-a întâlnit peste hotarele țării odată cu instalarea cabinetului Sandu. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri, iar o femeie s-a intoxicat cu fum, după ce o cameră dintr-un hotel din centrul capitalei a luat foc. Pompierii au intervenit pentru a potoli flăcările, iar administrația hotelului a refuzat să ne ofere detalii. Incendiul a izbucnit în jurul orei 7. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale pentru a stinge flăcările. Potrivit salvatorilor, mai multe bunuri materiale au fost mistuite. Incendiul a izbucnit la etajul 6 al acestui hotel. Mai multe geamuri sunt deschise, iar în interior se simte un miros puternic de fum. Angajații hotelului au refuzat să ne facă legătura cu administrația pentru a afla mai multe detalii. Bună ziua! Puteți să ne spuneți o arsă în bucătărie? Nu dau cum. Pompierii ne-au spus că un bărbat s-a ales cu arsuri de gradul 1, iar o femeie s-a intoxicat cu fum. Cei doi erau clienți ai hotelului și au fost transportați la spital. În timp ce noi încă ne agățăm de vară, în nordul Italiei iarna își face loc. Străzile și casele din zonele muntoase au fost acoperite de zăpadă. Autoritățile au intervenit cu utilaje pentru a curăța drumurile, iar oamenii și-au scos hainele groase. Vă arătăm mai multe imagini imediat. Vasile Năstase, fratele ministrului de interne, a fost înregistrat la alegerile parlamentare noi pe circumscripția uninominală 33, acolo unde a câștigat anterior Andrei Năstase. Acesta candidează din partea blocului acum. Anunțul a fost făcut de deputata Inga Grigoriu, care l-a felicitat pe pagina sa de Facebook. Alegerile locale și cele parlamentare noi în cele 4 circumscripții vor avea loc pe 20 octombrie. La alegerile parlamentare noi din 20 octombrie, în circumscripția de la vest de Republica Moldova, vor fi deschise 85 secții de votare. 27 de secții vor fi amenajate în misiunile diplomatice, iar alte 58 vor fi suplimentare. Cele mai multe birouri vor fi deschise în Italia, 29 la număr. Propunerea a fost făcută de ministrul de externe, Nicu Popescu, și votată la ședința guvernului. La alegerile parlamentare din 24 februarie, în circumscripția numărul 50, au fost deschise 83 de secții de votare. Și-au construit un sat bogat într-un stat sărac. Locuitorii din Cojăguț sunt cei în care găsim una din valorile noastre, independența. Ei sunt oamenii care nu au așteptat ca autoritățile să le facă un trai decent și nu au depins de ajutorul statului. Au găsit un drum al lor, au mers la Paris, dar nu au rămas acolo, ci au adus Parisul la Cojăguț. Și în felul acesta și-au făcut viața frumoasă acasă.
Cu un la revedere rostit cu noduri în gât și un claxon, după care nu sunt siguri ce îi așteaptă, locuitorii din Corjeuți urcă în autocar. Visul corjeuțean ia drumul spre Paris. De fapt, l-a luat încă acum 20 de ani, când prin 99, porțile Europei parcă s-au spart pentru moldovenii care tot tângeau încă de la independență la o țară cum doar afară o puteau găsi. Corjeuțenii își făceau valizele unul după altul și plecau. Găsea loc călduț fratele, își aducea și sora, tatăl, vecinul, până mai tot satul s-a mutat în Franța. Mergem la Paris, la copii. Nepoți acum au ieșit în vacanță și n-au cu cine sta și mă duc sau cădem. Și pentru că pasageri sunt, în scurt timp după ce a început valul de migrație, s-a și lansat ruta Corjeuți-Paris. Nordul Republicii pleacă la Paris, e concurență, se transport foarte mult acum. După ce au spus la revedere, corjeuțenii s-au ambiționat să spargă mitul moldoveanului care pleacă definitiv. Așa că au revenit, spunând bonjour. Acum 20 de ani aici la Pășuni, cât vezi cu ochii. Casele au început însă să apară ca ciupercile după ploaie, așa că acum putem spune că avem un cartier rezidențial din inima Parisului. Iar ca totul să fie ca la carte, curând va fi turnat și asfaltul. Șlefuiți de greul de a fi străin printre străini, au furat meserie de la alții. Au învățat din experiența celor mai buni și au revenit să clădească Corjeuțul așa cum doar imaginația lor o putea face. Am doi băieți și amândoi îți duc. Ați rămas stăpân pe avere. Pe avere, pe grădină, tot. Vin așa mediu o dată pe an. Să cumpăr acolo căsuț. E mai frumoasă decât asta? Nu e mai frumoasă, dar e mai scump. Scump pentru fiii soților Teverenco este și aerul de acasă, așa că mânați de nostalgie ca mulți alții și-au promis că se vor întoarce cândva. Alții deja au revenit. Bienvenue la petit tour Eiffel la Corjeuți. Iar când au făcut-o, au luat cu ei și o miniatură a turnului Eiffel, au pus-o lângă o clădire construită tot cu rafinament parizian, au inaugurat-o și i-au spus restaurantul la Paris. Au activat peste hotare. Ce au putut agonisi, au strâns bani cu bani și s-au gândit să investească aici. La Corjeuți îl găsim și pe cel mai mare producător de cartofi din țară și tot aici e singura fabrică de conserve din Briceni, clădită tot cu euro aduși de peste hotare. La început vindeam producție doar aici în țară, dar acum avem export în România, la Germania. Nu trebuie, cum am este moda de a călători în străinătate. Este posibilitatea de a face bani acasă. Proprietarul e mai mereu dus pe câmpuri ca să-și inspecteze terenurile cu legume, așa că nu l-am găsit la fabrică. Ne-a întâlnit însă mirosul de castraveți proaspeți și mărar, din borcanele care la toamnă vor lua calea exportului. Localitatea pare că fierbe mai tot timpul, motiv pentru care autoritățile s-au apucat să construiască primul sens giratoriu. Avem înregistrat 680 tractoare, în jur de 350 de camioane, vreo 400 și ceva de microbus și vreo 4000 și ceva de autoturism. Drumurile, dacă e să le comparăm cu cele din restul țării, sunt ca pe Champs-Élysées, asfalt curat și lumină noaptea. La Corjeuți, satul parcă desprins din Europa și plantat în Moldova ca o lecție la capitolul Se poate, găsim benzinării moderne, servisuri auto, spălătorii, un mini-spital și chiar o stație de pompieri. O mașină de-asta care de la drumuri, care lucrează și prin sat la noi. S-a oprins. Am scos trept din mașină de și așa, s-a bucurat și ei, că nu ars în tot altă. Pentru că cei plecați și-au lăsat acasă bătrânii, le-au construit o casă în care să beneficieze de toate serviciile. Avem două cămeri cu două paturi, duș, cu viceu, cu umuvalnic. Din Franța ne-a dat ajutor, toate materialele ei. Și dacă unele sate din Moldova se sting ca lumânarea, Corjeuțul se poate lăuda că înflorește văzând cu ochii. La noi, de exemplu, sunt în jur de 50-50 ceva de căsătorii anual. Avem familii care au 12-16 copii. Într-o țară aflată parcă la periferie de civilizație, cu sate pustii în care sărăcia pare înrădăcinată, iar oamenii așteaptă mila lui Dumnezeu sau mâna autorităților, corjeuțenii au refuzat să fie prizonierii sistemului și și-au construit lumea lor cu propriile puteri și au făcut din Corjeuți o mică Europa.
Activistul Victor Chironda a depus astăzi actele pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru șefia capitalei. Acesta a venit alături de membrii mișcării Forța Nouă și de expertul în energetică Sergiu Tofilat, care s-a alăturat echipei sale. Exact ceea ce am făcut până acum, vom lucra pentru orășeni. Doar că acum vom face asta, având posibilitatea luării deciziilor, fiind în interiorul autorității publice locale. Victor Chironda susține că echipa sa este formată din tehnocrați și nu va face politică dacă va ajunge la primărie. Recent, tânărul în vârstă de 30 de ani și-a primit mandatul de consilier pe listele Platformei Populare Europene. El susține însă că nu a fost vreodată membru de partid. Trei bărbați au ajuns la spital după ce autocisterna în care se aflau s-a răsturnat și s-a rupt în bucăți. S-a întâmplat aseară pe șoseaua Bălți-Fălești. Potrivit poliției, șoferul de 60 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe drum. Cei trei bărbați au fost transportați la spitalul din Bălți cu traumatisme. Poliția cercetează circumstanțele în care s-a produs accidentul. Cel puțin 12 persoane au fost rănite în urma unei explozii produse la un depozit de muniție din Cipru. Deflagrațiile au provocat un incendiu, iar localnicii din apropiere au fost evacuați. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili de la ce mai exact a pornit totul. Potrivit presei străine, explozia s-a produs în apropiere de orașul Chirenia din Cipru. Deflagrațiile au început după miezul nopții și au durat până dimineață. În urma deflagrațiilor a izbucnit un incendiu, iar din imagini se vede cum deasupra cerului se ridică un nor mare de fum. Localnicii susțin că au auzit o bubuitură puternică, iar ulterior au primit ordin de evacuare. 12 persoane au ajuns la spital. Deocamdată nu este clar dacă victimele sunt militari sau civili. Exploziile au provocat panică și în rândul turiștilor cazați la un hotel de pe litoral. Aceștia se aflau la câțiva kilometri distanță de lângă depozitul care aparține armatei turce. Pompierii trimiși la fața locului au reușit să stingă incendiul după câteva ore. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a afla din ce cauză s-a produs exploziile. Teritoriul insulei Cipru este divizat după invazia armatei turce în 1794. Republica Cipru, membra Uniunii Europene, își exercită autoritatea doar asupra două treimi din teritoriul insulei. În nord se află autoproclamată Republică Turcă a Ciprului de Nord, susținută de Ankara și nerecunoscută de comunitatea internațională. Imagini dramatice în Spania, unei inundații le-au provocat un dezastru. Mașinile au fost luate pe sus de șuvoaie, numeroase școli au fost închise, iar mii de oameni au fost evacuați. Două persoane au murit după ce mașina în care se aflau a fost răsturnată de un torent care a măturat o șosea. Inundate au fost mai multe orașe din sud-estul Spaniei. Din imagini se vede că puhoaiele au spălat totul în calea lor, iar oamenii, disperați, au încercat să scoată apa din locuințe. Everything is broken. Our blinds. Everything. We couldn't take anything out. Vijelia a venit însoțită de grindină și vânt puternic, care a provocat valuri imense. Mașinile au fost luate pe sus de viituri și purtate kilometri întregi. Mai multe spitale și școli au fost inundate, iar numeroase instituții publice au fost închise. Ploile abundente au dus la moartea două persoane pe o șosea aflată la 100 de kilometri sud de Valencia. Mașina condusă de un bărbat de 61 de ani, în care se afla și sora lui, cu 10 ani mai tânără, a fost izbită cu putere de un torent și răsturnată. Cei doi au fost găsiți fără viață în autoturismul răsturnat pe un câmp. Potrivit meteorologilor, codul roșu de furtuni și vânt rămâne în vigoare și mâine. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua!
Bună ziua, Loreta! Încheiem săptămâna cu niște invitați talentați. Este vorba despre băieții de la Brio Sonores, care au avut parte de o vară nemaipomenită și asta pentru că au un nou producător muzical care este tocmai Igor Crutoi din Rusia, așa că ne vor povesti ce schimbări se produc în viețile lor de artiști. O aștept astăzi și pe Geta Burlacu, pe care nu am mai văzut-o de mult și care ne-a încântat la recepția noastră aniversară. Și tot astăzi vedem cum a fost la nunta interpretei Ionela Covali. Vă aștept la o seară perfectă! Îți mulțumesc. Noi încă suntem cu gândul la vară, dar în nordul Italiei a venit iarna. Un strat gros de zăpadă a acoperit casele și străzile din zonele muntoase. Autoritățile au intervenit cu utilaje pentru a curăța drumurile. În orașul Livigno, din nordul Italiei, fulguie de 4 zile. Casele și străzile au fost acoperite de un strat de zăpadă care a atins 10 centimetri. Autoritățile locale au intervenit cu utilaje pentru a curăța drumurile, iar oamenii și-au scos hainele groase și au ieșit la plimbare prin zăpadă. Zăpada s-a depus și în alte localități din Alpii italieni, în apropierea graniței cu Elveția. Potrivit meteorologilor, în următoarele zile se anunță o încălzire ușoară a vremii și ploi. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!